De e ploaie, de e soare sau vânt, ei sunt cei care stau la straja liniștei din societate. Carabinierii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova lucrează 24 din 24 pentru binele comunității lor. Iar astăzi, prin intermediul campaniei naționale Bună Ziua, au reușit să se apropie și mai mult de oameni. Copiii cu care au discutat sunt încântați de această profesie și își doresc să o împărtășească când se vor face mari. Elevii care au avut ocazia să discute cu ofițerii din cadrul Inspectoratului de Carabinieri spun că apreciază munca acestora și pe viitor chiar și-ar dori să activeze în domeniu. Интересно было, говорится, военная тематика всегда была интересна для меня. Для поддержания порядка, да, конечно, потому что всегда нужны были такие люди, всегда нужны будут. Я считаю, что это обязательная работа. Все же будут люди, которые будут нарушать эти законы, и должны быть и те, кто и помогут им. Nu doar băieții sunt impresionați de munca carabinierilor. Tinerele Domnițe spun că această meserie este nu doar periculoasă, dar și foarte importantă. Это очень сложно и трудно следить за порядком, следить за законами. И это очень трудно все выполнять. То если бы не было их, был бы хаос. Consider că asta e o muncă foarte grea. În plus, echipamentul e foarte greu și foarte complicat. Trebuie să știi teorii foarte multă. Noi trebuie să apreciem munca lor și stăruința. Angajații Inspectoratului General de Carabinieri spun că în cadrul campaniei Bună Ziua și-au propus să fie cât mai aproape de cetățeni. Odată cu lansarea campaniei cu genericul Bună Ziua, carabinierii, de comun cu alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, petrec dialog cu cetățenii, având ca scop creșterea nivelului de încredere în organele de drept, precum și îmbunătățirea comunicării între angajați și cetățenii de rând, astfel ca pe viitor să fim cât mai aproape de cetățeni, ca să le cunoaștem problemele existente în viața de zi cu zi. Campania Națională de Prevenire și Dialog Comunitar a fost lansată pe data de 16 noiembrie 2021.